O declarație comună de susținere a noului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit din partea mai multor șefi de stat din Uniunea Europeană, inclusiv din partea președintelui Klaus Iohannis, și a anunțat sprijinul pentru Maia Sandu președinții României, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Slovaciei. Cei 7 șefi de stat își exprimă sprijinul deplin pentru Maia Sandu și eforturile sale de a consolida implementarea reformelor pe baza valorilor democratice, libertăților fundamentale și a statului de drept. O susținem pe doamna președinte Maia Sandu în demersurile sale de a dezvolta în Moldova un sistem democratic funcțional care să reflecte voința cetățenilor. De asemenea, suntem dispuși să împărtășim din experiența noastră privind reformele și procesul de integrare europeană, demers care ar putea contribui la prosperitatea și bunăstarea Moldovei pe calea sa către Uniunea Europeană, se subliniază în declarație.